Proiectul Ambulanța pentru Monumente din regiunea Oltenia Vest s-a oprit în acest an la Biserica de Lemn din Căpățânești, înscrisă pe lista monumentelor istorice de interes național. Un monument istoric de interes național va fi restaurat de un grup de studenți de la Facultățile de Arhitectură din țară. Este vorba despre Biserica de Lemn din Căpățânești cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Începerea lucrărilor este rodul unui parteneriat între sectorul cultural al Episcopiei Severinului și Strehaiei, Parohia Broșteni, Primăria Broșteni, Asociația Fiii Lupșei și Asociația Inima Olteniei. Cu sprijinul Asociației Inima Olteniei, care implementează în zona Olteniei proiectul Ambulanța pentru Monumente, în acest an am beneficiat de lucrări de punere în siguranță, lucrări care sunt în desfășurare în acest moment aici la Căpățânești, punere în siguranță a acestei bisericuțe care se afla într-o stare de degradare avansată, fiind având atât înveditoarea cât și baza intrate în degradare. Se înlocuiesc mai multe elemente pentru ca această bisericuță să poată să își continue viețuirea și sperăm cu ajutorul localnicilor și altor oameni de bine și, bineînțeles, prin sprijinul autorităților, să o putem repune în folosința cultului liturgic. Știu această bisericuță de prin 2020 și am urmărit-o în fiecare an. Evident că starea de degradare a foarte multor monumente este destul de avansată și solicitările în fiecare an pentru intervenții sunt din ce în ce mai multe. Și normal că ne alegem cumva în funcție și de stadiul de degradare a monumentului, apoi mai sunt multe alte criterii și implicarea comunității, implicarea proprietarului și așa mai departe. Și am urmărit, repet, bisericuța, starea ei pe an ce trece și chiar anul acesta am ajuns la concluzia că este necesară intervenția, pentru că chiar a început să se degradeze destul de mult. Am ales acest monument, e foarte simplu, cele trei criterii. Primul criteriu e starea monumentului. Dacă în 4 ani, 5 ani nu interveneam, biserica avea un unghi aproape de 15 grade, era strâmbă toată biserica în partea dreaptă, da? După cum puteți vedea, noi am îndreptat-o și am început să înlocuim piesele, deci starea lui de degradare e primul criteriu. Dacă în 4-5 ani nu interveneam, ea era deja la pământ, intra în colaps total. Al doilea e zona de comunitate. Dacă populația de aici și comunitatea e deschisă pentru ceea ce facem noi și vin și ne sprijină, deja e un lucru sustenabil pentru noi să facem acest lucru. Da, rolul meu aici, vin ca voluntar. Am lucrat și am făcut cuie din lemn, am pregătit cărămizile pentru a fi zidite la baza de jos a bisericii, la fundație. Da, și vin aici cu foarte mult drag, pentru că avem foarte mare satisfacție văzând că, da, reușim să facem totuși cu puțin lucruri mari. Asta simt când vin aici. Lucrez mai mult pe lemn, lucrez cu Ambulanța pentru Monumente ca și restaurator. Și aici încercăm să salvăm o bisericuță foarte frumoasă din lemn, care are probleme grave la partea de structură. Și după cum vedeți, încercăm să înlocuim elementele din partea de jos a pereților, care sunt putrezite, sunt foarte deteriorate. No, băieții cioplesc în spate. Noi le montăm doar. Biserica se află în lista monumentelor istorice de interes național, făcând parte din monumentele de categorie A pentru restaurare. A fost construită de familia boierilor Cuțui din zona Broșteni, familie din care a făcut parte și pandurul din oastea lui Tudor Vladimirescu, Ghiță Cuțui.